Acum, da. Deci, facem o secțiune în acest cub. Este de un cub cu latura de 6 decimetri. Facem o secțiune în cub după planul AC-D'. Și nu știu ce să mai spun de acolo. Așa. Și la tot. Și calculați perimetrul triunghiului de prim AC. De prim AC. Perimetru. Și învățați de piramida de prim AC. Deci perimetrul triunghiului. De prim. De prim AC. De prim AC. De prim. Da. De prim. Da. Și B. Piramida de prim AC. De prim AC, da. Este regulată. De să arătăm piese piramide regulate. Da. Regulate. Da. Aaa, mai e și punctul ce pare natal. Și ce? Determinat lungimea minimă a unei tije metalice, având un capăt în punctul D, celălalt capăt sprijinindu-se pe foaia de tablă. Aici regulată. În foaia de tablă. Determinați lungimea minimă a unei tije metalice având un capăt în punctul D. Așa. Iar celălalt capăt sprijinindu-se pe foaia de tablă. Știți cine este acela? Eu mine, cum zice mine. D cu foaia de tablă. De la D? Distanța. Distanța de la D la punct, la planul AC de prim. Corect. Deci e vorba de distanța de la D la planul A, C, de prim. Adică înălțimea piramidei. Dacă ar fi să o pun pe piramide, sunt pe A, C, D, prim. Deci dacă este pe A, C, D, prim, e vorba de înălțimea piramidei. Dar B, trebuie să arătăm dacă e piramide regulată? Da, să arătăm că e piramide regulată. Dar să fie piramide regulată, trebuie să aibă baza un triunghi echilateral? Da, neapărat. Păi, am un pic mai... Dar stai puțin să ajungi acolo. Da. Nu sărim așa, fie ta. Bun, hai să vedem. În prima dată, avem perimetrul AC de prim, nu? Da, AC de prim. Păi, e egal cu de 3 ori 6 plecat din 2. De 3 ori 6 radical din 2. 6 radical din 2 pentru că asta e 6 radical din 2 e diagonală. Deci egal cu 6 radical din 2 centimetri. Decimetri, da? O cerință, nu? Dar tu ne-ai luat din 3 ori? Nu. Păi 6 radical din 2 ori 3, da? 3 ori 6 radical din 2. 18 radical. Și face 18 radical din 2. Acum, piramide regulată. Da. De prim, de AC. De prim AC. De prim AC. Păi cum spui? Că AD e 6, da. DC e 6 și AC e 6 egal cu 2. Păi nu e. Păi de ce nu e? Păi cum spui? Dar cum zici acolo? Piramide regulată. Dar cum zici aici? De prim AC. Dacă înțelegi cu D, începe cu vârful piramidei. Asta e vârful piramidei. Adică ocul și pe ce bază să stea? Pe baza de prima ce e? Corect. Sigur că da. Aha, deci când îl știți așa... Da, prima lită e decât vârful. Acum merge. Da? Merge. Și care sunt muchile laterale când stă pe baza A, C, D prim? D de prim A, D de prim C. D de prim, D de C și D A. Am înțeles că de A, de B. Dacă stă pe vârf cu vârful D și pe baza A, C, D prim, înseamnă că D, C, D, A și D, D prim sunt munchile. Și ce interesant este că munchile acestea sunt complete. Are și bază în punct de echilateral, se mai vede și poate într-un punct în vârful de prim, deci și unghiul acela din D, știi cum se numește? Unghiul acela din D, vârf. Intersecția a trei plane. Da. Da, nu v-am spus? A două plane se cheamă un dietru. Da. Și a trei plane, trietru. Da, că ai văzut că știați. Da. Nu, la dietru am luat o trietru. Așa, trietru. Deci un trietru. Deci unghiul acolo din vârf, uitați acolo, chiar așa este. Chiar e contra aceea. Vă reu. Trietul, da. Intersecția trei. Ectru.
exact așa sunt puțile acolo, vârful acela din T, nu așa vine acolo. Deci este piramidă regulată. Neapărat. Este piramidă regulată, baza de jos este AC de prim, este un triunghi echilateral, munchile sunt egale, piramidă regulată. Distanța de la D la D prima C. Da. Păi ducem în D prima C, ducem cu smeșin. Stați puțin când vine, stați subiect. A, dar ducem la C, că ăsta e triunghi echilateral. Ducem înălțime, se întâlnesc într-un punct și două o să fie distanța, nu? Corect. Și îl avem pe D o, așa e. Și? Și ca să o aflăm, pe distanță, cum aflăm distanța? Păi aici e un triunghi de O, C, care e dreptunghi. Ia spune așa, duc aici așa, s-a întâlnit în punctul O și unesc pe D cu O și asta este distanța de la punctul O, de la D la O. Dacă ne ducem într-un unghi duo C, D, O, C, care e dreptunghic? D, O, C sau D, O, D prim sau D ce vrei tu. Și... Eu m-aș duce în D-O, D-prim, că ar se vede mai bine. Da. Și avem acolo... D-D-prim egal cu 6. D-D-prim este 6, e dată problema. D-O, nu putem să aflăm. D-O, trebuie să aflăm. D-prim-o, cât se fie? Hai și problema ta. D-cubară? Trebuie să găsim pe D-prim-o. A, păi aici mă trebuie D-prim... Unde e perpendiculară? Maria, tu de primul ochi mai putea să o afli, te gândești? Mă, de primul ochi. În triunghiul A, de prim, C, echilateral. Ducem de prim, O. De prim, O, până aici, unde pică, să spunem punctul M. Ce este de prim M? Sau este, ca să ne ajute, este mediană, sau care era la trei distanță? Este orice, doamnă profesor. Este orice și înălțime și median și median, toate etape. Așa. Și noi știm că de primul egal cu 2 om. De primul este de 2 ori om. Adică la intersecția mediană. Așa vreau. Așa vreau să zic, da? Intersecția mediană. Deci median se intersecta într-un punct. La o treime de bază și la o treime de bază. Asta am știut, să vă zic. Da, să ne-am înțeles prin jumătăți de frază, că la asta te referai. Bun. Și gata, găsim două treime, o găsim, asta o știm, două treime din toate astea. O găsim pe toate, două treime și știu și o aflăm pe o D-O. Vreau altă soluție. Vreau o soluție șmecheră. O soluție care să merge, am muncit prea mult pe care, pentru înălțimea asta mea. Eu, cumva, o chestie, volum, ceva? Vedeți că știe o soluție șmecheră? Bă, sunt decât ala, spune-mi ce, volumul, are la știi la ce se referă, volumul pe două căi. Adică volumul piramidei stând pe triunghiul A, D, C, cu vârful în deprim. Și cu cine este egal volumul? Cu area bazei. Nu, la piramidă cu area bazei, ori înălțimea pe 3. Bun. Area bazei, A, de C. Ce fel de triunghi este A, de C? Echilateral. A, de C? Izolat cu lui. Isoscel. A, de C este isoscel. Și dreptunghic. Dăp. Și cu cine este egal area unei triunghi? 6 ori 6 pe 2. Deci 6 ori 6, nu? 18, 36 pe 2, 18. Și ori înălțimea ta, ai înălțimea la triunghiul ăsta. La piramida asta, care este cu vârful în D prim de data asta. Care este cu vârful? E D prim, e corect. Este? D prim. D prim. O. D prim. Care este pe baza... Ducem acum, ducem în triunghiul ăla, de când ducem un O? Oare un pic înălțimea adusă din D prim? Din D prim. Înălțimea din D prim, un pic. Păi ducem în triunghiul ăla, de când, că isoscel. Triunghiul ăla, de când și dreptunghic. Da. E D de prim. Păi mai este în D-prim. Deci cele trei dimensiuni? D, A, D, când, D prim.
Când înălțimea chiar acolo. Ce v-am arătat acolo? V-ați arătat? Da, v-am arătat. Triedru și deși înălțimea, una din unghi și șerapte, deși clar. Cu alte cuvinte, volumul, odată egal cu A, D, A, D, C, ori D, D, prima, D, bilatura, a treia, nu? Are bazei, o înălțimea pe 3. Supra 3. Adică el la a treia, pe 3. Și răsturnăm și așa. Și răsturnăm în piramida, să stea pe baza asfaltă. Ca să le aflăm pe cu D, V. Cu baza A, D, prim, C. Și D, V. Și D, V. Și trebuie, adică ca să văd pe două. Ca să văd pe două. Nici nu-i interesează un epic. Nu ne interesează. Pe două căi am văzut. Da? Deci volumul pe două căi văzut, rapid. Merge. Hai să vedem. Ce vă place din toată? Punctul D. Punctul C, cum să zic. Punctul C. Adică la C a fost vorba de că e piramidă triunghiulară regulată, da? Nu. C, C-ul de aici, bun, hai, zicem, volumul lui A, de A, de C, de prim, de prim, e calcul, dacă vrei să stea pe baza, baza de prim, de prim, atunci trebuia să spun... Dar lăsăm așa, că e ok și așa. Nu și așa. Exact. Bine, perfect, așa. E de prim la sfârșit. Area bazei, adică cât e area aia? E 6 ori din 18, ori înălțimea AO, trebuia să aflăm. Care AO? De prima? Nu, noi suntem într-un unghiu A, D, C, de prim. Zic bine, nu? Nu, nu. De ce nu zic bine? AD, ori AD. Ori? De prim mai. Noi suntem în vârful A. Vedeți? Din acela care o v-aș dori mă. De prim. De ce? De prim. De ce? A. De ce? A. Acum cu de prim nu mai intrăm. Și este egală cu cine? Cu de A. Ori de ce? Ori de prim. Supra 3. Și egal mai departe cu 6 la 3. Da? Supra 3. Care înseamnă 36 ori 2. Ori 2? Ori 6? Ori 6? Ori 4? Ori 6? Ori 6? Păi de ce? Așa se vrea cu 3 de aici. A, ți-a mai ieșit? A, și așa simplificat. Da. 3, 6 ori 72, nu? Da. Dar era de la DG pe 2? De la ori DG ori D de prim, ori area bazei, ori înălțimea supra 6, bine. Da. Supra 3 și supra 2, fiindcă e area triunghiului, ai zis bine. Supra 6, 6 acolo. 6 se duce și până 36. Deci face 36 decimetri cubi. Dacă e volum. Cubi, da. Decimetri cubi. Asta am aflat-o. Acum, Volumul stând pe vârful în D, D, A, C, D, prim. Deci volumul stând cu vârful în D este egal cu area triunghiului A, C, D, prim. A, C, D, prim. Ori 2. Ori? 2. Supra 3. Supra 3. Area la A, C, D, prim, A, C, D, prim. Am zis, e 18. AC de prim este 18. Dar e 3, parcă. 18, 3, zic bine? Nu. Dar de ce 18? Dar e ca din 2. Dar e ca din 2. Nu, cât e AC? Deci area trebuie să aici lateral. Și cât e AC? Și avem 36 ori 2, radical din 3, 6 ori 4, 9, 18 radical din 3. 6 radical din 2, asta înseamnă... Deci 6 radical din 3 este 1, 6 radical din 2. 7 radical din 2 este 4. Radical din 3 este 4. Da. Adică 36 ori 2, 72. Radical din 3 este 4. Radical din 3 este 4. Așa, 7 radical din 3 este 4 cât dă? Ori de ori, dar nu știu. Așa, supra 3.
Și cât de 7 de cât sunt? 4 3 12, jos 6, 72, ori ai 3. Pe 2. Pe 12, ori de 8. Și 6. Acum 6. Da, 6 ori de 3. Da. Pentru că dacă suntem convinși, așa e. 6 ori de 3, ori de 2, trebuie să le adaptăm și noi să fim convinși. Și atunci egalăm cele două aici. Și vine 36 egal cu 6 radical din 3 ori de O. Și de aici rezultă, pentru 6 simplificări, și 6 egal cu radical din 3 ori de O. Și deci D-O egal cu 6 de radical din 3, care înseamnă, fracționalizăm, 6 radical din 3 pe 3 și simplificăm și face 2 radical din 3. 2 radical din 3 decimetri face apocalipsa. 2 radical din 3 decimetri este distanța. Nu mă interesează unii pică. Mi se pare mai interesantă rezolvarea asta. Volum pe două căi. Pentru că sunt și situații când nu știi exact unii pică înălțimea. Și nici nu te interesează. Volum pe două căi. Știi, latul triunghiul ăsta nu mai este echilateral, triunghiul are care, de acolo afli area lui prin Heron și volumul poți afla pe o parte, cum ar fi aici, l-ai aflat și acum găsi area bază, ori înălțimea, înălțimea nu știi unii pic, nici nu te frământă. Cum am egalat cele două volume și pe partea cealaltă găsești pe D-O. Ori așa aflarea lui D-O e o problemă complicată. S-au întâmplat aici a fost ușor, pentru că a fost echilateral. Și piramida a fost regulată, adică de la de prim. Dar dacă ar fost dimensiune de la de prim diferite, unde pică înălțimea? Știi ea unde pică. Da? Exact. Deci nu mă frământă. Și atunci eu muncesc acolo de nebunit. Sunt de nebunit să aflu unde pică. Și trag acolo și muncesc, iată încă o idee cu care trebuie să plecați. Asta cu volumul pe două căi, trebuie să iubiți cum am ea pe două căi, rezolvă multe. Foarte multe situații și volum pe două căi au liberabile. Da? Răstoare pe partea aceea succes și ai văzut rapid. Egalitatea aceea îți dă distanța de la un punct la un plan. Iată o idee nouă, distanța de la un punct la un plan. Că punctul acela e vârful piramidei, planul e triunghiul și distanța de la un punct la un plan poate fi rezolvată fără să fie unde pică, surprinzând de fapt o piramidă din cele patru puncte și văzând volumul pe două culoare. Pe două culoare. Și pe altă față. Da. Asta înseamnă. Deci pe altă față și apoi volumul. Același corp este. Dar e în da? Și asta da. E o idee. Interesant. Da, care da. Așadar, la geometrie e destul de interesante lucruri. Am făcut ce ați sesizat? Că trebuie să aveți răbdare, să înțelegeți problema. Eu totdeauna insist. Și nu acumulați formule peste formule, că ați văzut de atâtea ori când se joacă feste. Sigur că da. Trebuie să învățați să gândiți problema. Astăzi, la clasa a 5-a, la probleme de națională, de județeană, la fază județeană, i-am invitat, practic, pe copii să descopere cum gândim la fața unei probleme, ce trebuie să facem. Asta este esențial. Nu trebuie să știm formula, adică să zicem, văd eu. Nu, să gândim concret acolo în fața problemei, ce... Dar citim de 7 ori problema, nu înțelegem. Mai ales la nivelul ăsta, așa că sunt pic de sus, la nivel de stat județean sau la nivel național, trebuie citit de program de 70 de ori, pentru că te înțelegi bine, ca să ai, să te duci corect pe soluție, să încerci să găsești o soluție corectă. Dacă tu nu ai înțeles-o, ce să faci la ea? Bască-mi. Corect. Da. Deci la geometrie rămânem aici. Ce mai avem? Dacă mai văd, mai întrebare. Mai este o funcție, da? Mai puteți? O funcție. Se consideră funcția aici. O lăsăm aici. Domnul Rău, o lăsăm aici. Da? Da, nu mai rup până la parte. Dacă vor și o funcție, cum vreți, dacă vreți să-i facem o problemă ca să nu plecăm. Nu, o funcție, gata, nu mai pot nici. Nu e trebuie geometrie. Nici nu, așa.
Da. Știți cum, domn profesor? Da. Mă rețin partea, dar, de exemplu, la mea au venit la școală, pregătiri la română, la mate, nu știu cum își face temele, dar mai contează. Ați înțeles? Da, așa e interiorul. Se și copii. Da, exact. Și este limite biologice, la un moment dat. Exact. Trebuie să tragi de nou. Ce să faci? Acum și trebuie să culge mâinul da. La capăt, știți? Nici nu vine să se culge după că o mulțează. Dar zice... Testul 18, subiectul 2, subiectul 4. Așa, spune. Se consideră funcția F de F valori în F. F de X și 2X minus 1. A. Reprezentați grafic funcția într-un sistem de coordonate X, O, Y. Graficul. Și B. Demonstrați că numărul sumă egală cu F de 1. Este cu F de 1. F de 1. Zic că ați făcut cu F de 2. Plus multe puncte F de 100. Este pătrat perfect. Nu, nu, a fost înmulțire. Pătrat perfect. Cu F de minus 2, minus ce? Da, pătrat bine. Da. Graficul F, câte puncte sunt necesare pentru asta graficului? Două. X-ul egal cu 0, Y cu minus 1. Y cu minus 1. Egal cu 1. X-ul egal cu 0, X putem lua 1 pe 2, nu? X-ul egal cu 1 pe 2. Și Y egal cu 0. X e 1 pe 2, adică aici. Și Y e 0. Am cele două puncte. Și asta e greu. Da. Și am terminat graficul. Acum, F de 1. 2 ori 1 minus 1. F de 2. 2 ori 2 minus 1. Mai departe, F de 100 egal cu 2 ori 100 suma lor S egal cu F de 1 deci F va ruga frumos. Da? Vă scot la tablă. Deci F de 1 egal cu 1 plus 3 plus 5 nu, Miruna, dăm de 2 în fact. Da, merge și așa. Merge și așa, dar nu mă cer cu tine. Că sunt numere impare acolo. Dar mi-a venit mie să fac așa. Bine. Nu te super. Nu. Dă-i pe la mine. 1 plus 2 plus puncte, puncte plus 100. Și minus 1, 1, 1, 1. De câte ori mai e? De 100. 100 de ori. Deci minus 100. Și egal. 1 plus 2 plus 100. Știi tu. Deci 1, 2 ori. 101 ori 102. 101 ori 50. Dacă e 100 suprafă de 50. Ah, da. Da. Care 50 luna? Așteptam să știi suma. Și minus 100. Nu știu. Și face 100 pe 2 ăsta. De una, pe 2 în față. Da? Da. 250 vine 100. 101 ori 100. Ori 101. Minus 100, dar nu am de 100, pe lângă 1. Și faci 100? Pe lângă 5. Pe lângă 100, 100. Minus 1, 100. 100 la 2. 100 la 2. Ai înțeles de ce am făcut ăștia chiar de asta? Ne vezi așa. Vezi așa și... Dar nu, dar mai bine așa cum a spus. Tocmai ca să înțelegeți cum se face, să sune. Vezi așa și suma. Și vedeți, voi trebuie să scăsem după aceea de 100 de ori 1? Da, păi s-a apărat da, cu 1, 2 plus 100, da? Și dacă tu ziceai 2 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 3, 1 plus 3, 1 plus 3, 1 plus 5, plus 199, plus 199. Dar cu 200, cu 200 îi termin, nu, 200 îi suma, și 200, ori? 200, ori 199, 199 minus 1, 198, împărția 2, 99, plus 1, e 100. Plus 100, ori 100, plus 100, ori 100, da, am spus. Ori 100, supra 2. Deci sunt ori 100. 100, 100 și ce este acolo? Supra 2. Supra 2. 2 cu 2 și 100 la 2. Supra 2.
Deci mult mai rapid. Da, da, așa asta e fain. Și aici e ca formă. Sunt și aici ai văzut că numele e mare. Dar dacă ar fost 7, nu știu ce, sau știu, nu știu, 5, ar fi arătat altfel. Și atunci ar fi fost varianta care ți-a propus-o place ochiului, da? Așa că a făcut și suma asta. Da. Și funcția asta, ne oprim aici, să le spunem prietenilor noștri ce să facă. Să dai like și share. Să dai like și share, să favoreze. Să spun la toți prietenii, la comente, la... Subscribe. Nu cu spunerea asta. Tot video-ul ta. Da, tot cu video-ul ta. Să vadă prietenile noastre. Mare, mare, la naș. La naș, la comente. Mare, la revedere. La revedere.